Copiii din grădinița Crainou din Bacău au avut parte de o surpriză de proporții. Cu toții au primit jocuri și jucării tocmai din Scoția. Acestea au fost oferite de oamenii de suflet de peste hotare, urmarea unei prietenii care a dăinuit în timp tocmai din 1990. Scoțienii nu au venit personal în Bacău, ci au trimis darurile lor împreună cu toată dragostea pentru copii. Au oferit tuturor puterea exemplului. Surpriză de proporții pentru prichindeii de la grupa mijlocie a grădiniței cu program prelungit Crainou-Bacău. Cu toții au primit jocuri și jucării tocmai din Scoția, de la oameni de suflet, prieteni necunoscuți de peste hotare. Povestea acestei prietenii datează din 1990, când educatoarea Nicoleta Agora a cunoscut-o pe Irene Scott, o scoțiană care a venit la noi în Bacău, la casa de copii. Așa s-a înfiripat o prietenie care a dăinuit în timp. În fiecare an, această doamnă a ajutat copiii din Bacău, din sufletul ei plin de dragoste. Prietenia a continuat an la rând, mereu, chiar dacă Irene între timp s-a urcat la ceruri. A trimis însă dragostea ei unor prieteni din Scoția, care acum continuă să fie alături de copiii din Bacău. Acum i-au bucurat de dragostea lor pe micuții de la Crainou. Suntem astăzi în fața unui fapt împlinit, în sensul că copiii de la grupa mijlocie, pisicuțele de la Crainou, se bucură de jocuri de creație, dăruite de data aceasta de o școală din Lohgeli, condusă de Violet Fathergame, unde sunt copii de la 3 ani până la 10 ani și... Grație acestui gest umanitar, de fapt, întregim lumea cu un gest de lumină și de iubire. Pentru că dacă n-avem iubire în suflet, n-avem nimic. Cu banii donați de prietenii din Scoția, educatoarele Nicoleta Gora și Manuela Palade au cumpărat pentru cei mici jocuri de creație și jucării care stimulează interesul și motivația să ajute copiii să se integreze în mediul social și natural, să-i facă să înțeleagă lumea înconjurătoare. În grădinița noastră este astăzi o zi deosebită, o zi așteptată cu mult interes de către copiii de la grupa mijlocie a doamnelor educatoare Palade Manuela și Gora Nicoleta. Este o zi în care copiii așteptau o mare surpriză. Este vorba de un proiect prin care doamnele educatoare au reușit să atragă surse extrabugetare. Cu aceste surse au fost cumpărate jocuri, jucării pentru copii, lucruri îndrăgite. Știm că la baza întregii activități în grădiniță este jocul. De aceea opțiunea doamnelor și în special a copiilor a fost pentru jocuri, jucării și alte obiecte cu care ei își desfășoară activitatea în fiecare moment al fiecărei zile. Prietenii Irenei din Scoția au adus astfel un strop de dragoste și lumină. Au arătat că faptele pot vorbi de la sine ca semn al bunătății. Ne-a oferit tuturor puterea exemplului.